Radio Vocea Speranței. Suntem în studioul Speranței, sunt Sergiu Miron și voi modera un nou dialog cu doctorul în teologie, pastorul Grigore Pirojoc, pe care îl salut și spun bine ați revenit. Bine v-am găsit. Stimați prieteni, oare cum arăta lumea noastră dacă, de exemplu, cei care pilotează avioane și nave spațiale ar pilota fără să asculte de instrucțiunile celor din centru de comandă? Cum ar arăta lumea noastră dacă fiecare ar lua din ograda vecinului tot ce își dorește, de la obiecte până la persoane? Cum ar arăta lumea noastră dacă în actele publice am scrie date false și nu cele reale? Ce s-ar întâmpla dacă pe șoselele și autostrăzile noastre șoferii ar merge și nu ar ține cont de nicio regulă de circulație, cum se întâmplă în India? Și cum ar putea să mai funcționeze întreprinderile și firmele dacă nu ar exista niște norme specifice în codul muncii, precum și niște regulamente de ordine interioară? Dragi prieteni, o astfel de societate s-ar prăbuși în ea însăși și ar dispărea de pe scena istoriei. Ceea ce garantează supraviețuirea societății omenești este legile și normele pe care o ghidează. Nu doar societatea omenească are nevoie de legi, stimați prieteni, tot ce ne înconjoară, omul, natura, microcosmosul și macrocosmosul, sunt și trăiesc datorită unor legi. În această ocazie vom vorbi despre legea lui Dumnezeu, despre legile pe care El le-a instituit în lumea noastră ca să asigure conduita umană, ca să asigure viața și supraviețuirii rasei umane și a planetei noastre Pământ. Dar, stimați prieteni, pornim la drum, vrem de fapt să continuăm acel drum pe care l-am pornit data trecută cu domnul pastor. Grigore Vasilici, spuneți-ne, vă rog, așteptăm a doua venire, toată lumea vorbește mai ales în pandemia aceasta. Noi vrem să știm cum să ne pregătim de acest eveniment iminent. Unii cred în el, alții nu cred în el. Vreau să încă o dată să ne reamintiți care sunt acele cerințe necesare ca noi să fim pregătiți pentru revenirea divină. Deci prima problemă, am vorbit data trecută, din cauza că noi suntem păcătoși, noi avem nevoie ca să fim eliberați de vina păcatului. Și datorită jertfii lui Iisus Hristos pe cruce de pe Golgota, care a luat locul nostru, a luat asupra lui păcatele noastre, le-a plătit pe deplin și în sângele lui noi suntem iertați, spălați și numiți nevinoveți. Asta este lucrul cel mai important, că Iisus este Salvatorul nostru. Dar a doua problemă, dacă noi am fost iertați, ce facem mai departe? Ne întoarcem înapoi la viața de păcate? Putem trăi așa cum dorim noi, fiind bucuroși că Iisus ne-a spălat? Sau mai avem vreo datorie? Iată, stimați prieteni, despre această datorie vom vorbi în această ocazie. Care ar trebui să fie răspunsul nostru la mila și iertarea care au venit de la Dumnezeu? Așteptăm întrebările dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook RVS Moldova. Puteți adresa întrebări legate de subiectul pe care îl discutăm, dar și alte întrebări care probabil vă frământă. Nu uitați și numărul nostru de telefon 062 014477. Am deschis această linie telefonică pentru dumneavoastră. Ne puteți telefona și în direct și noi suntem gata să ascultăm întrebările dumneavoastră. Haideți să luăm pas cu pas și să vedem ce așteaptă Dumnezeu de la noi ca răspuns la dragostea și mila care a manifestat-o. Deci un răspuns foarte scurt, așteaptă ascultarea și credincioșia. Da. Cum putem noi să apreciem? Dacă sunt de cumva două persoane, trebuie să fie niște reguli care reglează relațiile. Așa. În familie, soțul și soția, cât de mult nu s-ar iubi, dacă n-ar fi niște reguli stabilite, și el poate din toată iubirea face ceva ce o deranjează. Așa. Și invers poate ca să fie. Deci ea neapărat este să fie o discuție, să se înțeleagă ce face unul și ce face altul. Domnul ne-a spus foarte clar ceea ce face el, că ne iubește, ne iartă, ne binecuvintează și din altă parte ne spune foarte clar care e datoria noastră. Și atât, unul din cele mai mari răspunsuri este în legea lui Dumnezeu. Despre ce vreau ca să vorbim. Da, vă rog. Creștinii cred că au o problemă.
care problemă văd eu? Că foarte mulți se gândesc că în Vechiul Testament a fost un Dumnezeu cu evrei și cu legea. Și în Noul Testament a venit Hristos cu creștinii și cu harul. Dar acești oameni pierd de vedere cartea Genezei, pentru că de la creațiunea lumii și până la nașterea Domnului Hristos, potrivit Bibliei, au trecut 4.000 de ani. Evreii au apărut la 1.500 de ani până la era noastră. Așa. 2.500 de ani. N-a existat Dumnezeu? N-au existat credincioși? N-au avut ei niște reguli de a regla relațiile? Și atât când citim noi cartea Genezei, noi observăm o grupă mare de oameni credincioși, despre care în Epistola către Evrei 11, de la 1 până la 22, Apostolul Pavel îi numește credincioși și ascultători, de care lui Dumnezeu nu-i rușine să se numească Dumnezeul lor și le-a pregătit cetatea, le-a pregătit viața veșnică. Acești oameni au știut adevărul, acești oameni știau despre legea lui Dumnezeu. Problema era că toate acestea nu erau înscris. Ele se transmiteau verbal din tată în fiu. Moise a fost primul care a început să scrie, dar Dumnezeu și legea n-a apărut în timpul lui Moise. Repet încă o dată, ea a fost de la început, de când au fost oamenii credincioși. Deci toți aceștia consemnați în epistola către evrei au trăit până la apariția poporului Israel. Desigur, desigur. Și despre ei repet că Domnul spune că a avut plăcere în viața lor, în purtarea lor, pentru că credința și ascultarea au mers paralel în viața lor. Acum aș vrea să mă opresc la momentul când Dumnezeu a dat legea în scris. Așa. Și repet încă o dată că de multe ori noi citim în cartea Genezei că oamenii știau despre legea lui Dumnezeu și o împlineau. Și mai mult că atâta o transmiteau la copiii, la generațiile viitoare. Dar la Exodul 19, versetele 11 și 20, noi citim că Domnul programa ca să pronunță legea în fața la tot poporul evreu, evraic, care a ieșit din Egipt. Așa. Și a spus lui Moise, du-te și pregătește poporul și se adune în fața muntelui, pentru că eu vă voi pogărâ pe muntele acesta. Și Dumnezeu s-a pogorât. Este încă o problemă care trebuie rezolvată. Biblia spune că este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Care din ei direct a fost implicat în lucrările despre care se spune în Biblie? Noi citim foarte simplu. Dumnezeu a creat. Dumnezeu s-a coborât. Dumnezeu a vorbit. Dar este ceva mai clar care dintre trei anume, și la Coloseni 1:16 avem un răspuns. Pentru că prin El, prin Domnul Iisus Hristos, au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Toate au fost făcute prin El. De aceea, cu toată certitudinea, noi putem spune că atunci când citim în Exodul 20 că Dumnezeu s-a coborât pe munte și a început să vorbească, acesta a fost Domnul Iisus. Și aici tabloul se schimbă complet altfel. Da, și aici aș vrea să precizați cât de mult contează lucrul acesta că anume Iisus a fost. Păi tocmai atunci creștinii nu se îndoiesc că Dumnezeu a cerut de la oamenii credincioși, mai ales de la evrei, ca să țină legea. Dar când noi înțelegem că Iisus a fost pe munte, Iisus a vorbit legea aceasta, păi atunci nu mai este legea lui Moise, dar e legea lui Iisus, e legea lui Dumnezeu și asta schimbă totul. Trebuie să schimbi și în atitudinea noastră. Alt lucru foarte important. Dumnezeu a dat în afară de lege Sfânta Scriptură. Noi avem 66 de cărți insuflate de Dumnezeu. Cărțile acestea au fost scrise de proroci. Așa. Și au fost scrise pe hârtie, pe pergament. Acum, uitați-vă ce spune Biblia despre cele 10 porunci. La Exodul 20:1 spune că Dumnezeu care s-a coborât pe munte
care se clătina de putere, ardea în flăcări, el a rostit toate aceste cuvinte. Exodul 21 și de la 2 versetul până la 17 sunt cele 10 porunci. Apoi la Exodul 31 cu 18 se scris că când Dumnezeu a isprăvit, a scris cele 10 porunci cu degetul său și le-a scris pe două table de piatră. Deci este foarte important ca noi să ținem minte lucrul acesta. De ce toată Biblia, care este un adevăr destul de serios, destul de important, Dumnezeu l-a dat prin proroci? Poruncile cele 10 le rostește personal. Da, direct. Ia. Adevărul îl scriu prorocii. Legea o scrie Dumnezeu. Adevărul e scris pe hârtie. Dumnezeu scrie pe piatră. Toate aceste trei puncte nu ne spun despre ceva, că legea este un lucru foarte important pentru Dumnezeul nostru? Citeam recent că s-au făcut săpături în Egipt și pe o stâncă care era acoperită cu nisip s-a găsit o iscăritură sau un scris săpat în piatră. Savanții au depistat că a fost în anul 3000 până la era noastră. De atunci și până acum avem 5000 de ani. Și scrisul pare că a fost făcut ieri. Iată ce înseamnă să scrii în piatră. Și Dumnezeu legea a scris-o în piatră. Deci ea este ceva neschimbat, este ceva veșnic, este ceva foarte important pentru Dumnezeul nostru. Haideți în continuare să o luăm pe rând, pas cu pas, și să ne spuneți, bun, ce a scris Dumnezeu pe aceste pietre, care într-adevăr transmit ideea de dăinuire, de veșnicie, de tărie, de lucru care este neschimbat, imuabil. Și să ne spuneți care sunt cele 10 porunci și dacă mai sunt valabile ele până în ziua de astăzi. Fără îndoială, discutăm, dar vreau încă puțin să spun ceva. Deci, unii zic că 10 porunci sunt legea lui Moise. Da. Dar Moise n-a avut nimic de a face decât s-a urcat la Dumnezeu și a luat tablele și le-a adus la popor. Deci în Biblie se spune, țineți legile mele, Geneza 26:5, poruncile Domnului, Deuteronom 10:13, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, Apocalipsa 14:12. Deci 10 porunci se numesc legea sau poruncile lui Dumnezeu. Și acum hai să mergem pas cu pas, de la prima poruncă și mai departe, să vedem de ce ele sunt atât de importante pentru Dumnezeu și trebuie să fie tot atât de importante și pentru noi. Da, prima deci, poruncă da. Sună așa. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casă robiei. Să nu-i ai alți Dumnezei afară de mine. Ce cere prima poruncă? Ce declară ea? Este un singur Dumnezeu adevărat și viu. Alții nu există. Dacă cineva din alte popoare au născocit, au fost zei care de fapt n-au existat și nu există. Și ce vreau să menționez aici? Toți creștinii, nu importă cum se numesc, din care biserică sunt, cred într-un singur Dumnezeu adevărat. Așa că toți împlinesc porunca aceasta. Așa. Că altfel nu poate să fie. Dacă noi nu avem un Dumnezeu adevărat, atunci se pune întrebarea în ce constă credința noastră. Dar asta este piatra cea mai principală, că avem un singur Dumnezeu adevărat care a creat toate lucrurile, care mai departe continuă ca să supravegheze și care pe noi ne-a creat și ne iubește. Deci un singur Dumnezeu adevărat. Și e interesant că pentru noi porunca aceasta e înțeleasă de la sine și parcă are mai puțină relevanță, dar în vremea când era dată, societatea, lumea era o lume politeistă, o lume în care se închinau la fel de fel de idoli și zei, iar pentru ei să-i spui omului care era închinător la mai mult zei că există doar unul singur, asta era o noutate, asta era o relevanță, asta era ceva foarte important. De aceea Dumnezeu începe așa decalogul. Desigur, nu și noi dacă venim dintr-un trecut ateist, când oamenii nu credeau în Dumnezeu, cred că e foarte important astăzi să înțelegem
că există un singur Dumnezeu adevărat și viu. Asta e prima poruncă. Și eu împlinesc toți creștinii. Ei așa cred în aceasta și predică aceasta. Porunca a doua. Spune așa Dumnezeu: să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățășare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, un Dumnezeu gelos. Ce interzice porunca a doua? Stând de vorbă cu un preot și cu unii credincioși, ei spun că, păi, noi nu ne închinăm la icoane, noi ne închinăm lui Dumnezeu prin icoane. Iată, tocmai lucrul acesta Dumnezeu nu-l acceptă. El spune, nu-ți fă înfățișarea nici celor care sunt în ceruri, nici pe pământ, nici în api. Și uitați-vă la Psalm 97:7, Dumnezeu spune, sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanilor. Așa și scrie icoane. Așa stă scris. Spune că pentru că toți cei care sunt vii și conștienți se închină lui Dumnezeu și nu trebuie să stea în fața icoanilor. De ce nu trebuie în fața icoanilor? Iată, avem câteva texte. Isaia 46:6-7. Oamenii fac un Dumnezeu din aur, argint sau lemn. Îl poartă, îl pun la locul lui, acolo îl rămâne, nu se miște din locul lui. Apoi strigă la el, dar nu răspunde, nici nu-i scapă din nevoi. Este ceva foarte, foarte important. Când noi punem cu mâna noastră icoana într-un colț, apoi o ștergem noi, o mutăm în altă parte, păi nu se primește că Dumnezeu e în mâna mea? Păi Dumnezeu în mâna mea sau eu în mâna lui Dumnezeu? Iată, asta e problema. Apoi iată Psalmul 115:4-7. Idolii sunt făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar nu aud. Au mâini, dar nu pipăie. Au picioare, dar nu merg. Nu scot niciun suflet din gâtul lor. Niciun sunet. Da. Și Ieremia 10:5. Dumnezeii aceștia nu vorbesc. Sunt duși de alții, pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeți de ei, căci nu pot să vă facă niciun rău, dar nici nu sunt în stare să vă facă niciun bine. Iată cât de clar mă gândesc că Dumnezeu răspunde la oamenii care poate s-au gândit nu rău. Așa. Dar Dumnezeu spune, eu nu accept o așa închinare. Mai mult ca atâta, istoria bisericii creștine spune că câteva secole în era noastră creștinii n-au avut icoane. N-au avut chipuri. Așa. Chipurile au fost introduse prin război, prin vărsare de sânge. Și cu mare regret, oamenii bogați și armata a biruit. Dar asta a fost părerea oamenilor și nu-i părerea lui Dumnezeu. Vreau să confirm, când eram adolescent în satul bunicei, eram în vacanță și a venit o icoană făcătoare de minuni adusă de biserica locală și se spunea că ea vindecă de toate bolile, de toate neajunsurile și necazurile. Eu personal am dus această icoană în mână pentru că așa credeam, da, și cu alți trei băieți eram mândru că duceam această minune, dar sincer să vă spun, am parcurs cu această icoană tot satul, de-a lungul satului și nicio persoană nu a fost vindecată, nimeni nu a văzut vreo minune. Dar foarte multă lume a făcut donații și practic am înțeles atunci că era o adevărată afacere. Păi așa spune Domnul. Au ochi, nu văd. Dar era dusă. Era dusă, nu vorbesc. Nu fac nici bine, nici rău. Mai mult ca atâta. Ia uitați-vă, avem un Dumnezeu care spune Scriptura nu încape în tot pământul și în cer. Îl putem noi cumva pe El prezenta printr-o icoană micuță făcut din lemn mort? Poate asta să fie o înjosire pentru Dumnezeul nostru. De aceea, Dumnezeu asta interzice. Ne place, nu ne place, cum trebuie eu să mă închin și toți ceilalți. Dumnezeu reglează. Și dacă El spune că așa nu acceptă închinarea, eu cred că nu trebuie să plecăm capul în jos și să acceptăm ceea ce spune Domnul. Bine, dar de ce totuși nu ar trebui să ne închinăm la icoană? Deoarece, iată, mulți justifică că, uite, noi nu ne închinăm la ele direct. Ele sunt doar o reprezentare
a unor persoane care au existat, dar noi nu ne închinăm, ne închinăm lui Dumnezeu, și dar icoanele sunt doar niște mijloc ca noi să încercăm să ne imaginăm cum a fost în trecut, cum erau oamenii aceștia. Până la urmă, care e problema în esența icoanelor? Pentru că unul se roagă lui Dumnezeu și nu își pune niciun tablou, nicio înfățișare. Altul își pune. Spuneți-ne, vă rog, totuși, unde-i greșeala aici? Unde-i problema? Deci, prima greșeală, că Dumnezeu asta interzice. A doua, o spun savanții. Noi nu putem să ne ridicăm mai sus decât tavanul pe care l-am spus. L-am pus așa, în fața noastră. Și dacă noi contemplăm la un lucru mort, micuț în fața noastră, așa un Dumnezeu noi să avem în viața noastră. Asta e cum e... cauză psihologică foarte, foarte importantă. Cumva Dumnezeu este materializat, da? Și atunci, dar Biblia spune că, din câte știu eu, Dumnezeu este Duh și adevăr. Și spiritual. Și spiritual, da. Deci Domnul Iisus spune să ne închinăm Lui în Duh și în adevăr. Porunca trebuie spune să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Ce vrea să transmită Dumnezeu prin aceasta? Deci Dumnezeu este sfânt, este foarte înalt și a lua în deșert, asta a pronunța fără sens, cu ușurință, poate chiar cu batjocură, numele lui Dumnezeu. Eu nu cred că cineva, dacă are stimă față de conducătorul țării sau de o persoană, își va permite ca cu batjocură, cu ușurință, să pronunțe acest nume. Și porunca întâi spune că El este unicul Dumnezeu adevărat. Merită El o stimă, sau cum spune Biblia, o evlavie deosebită din partea noastră. Și ce mai bine vreau să spun, sau îmi pare mie bine, că toți creștinii au o atitudine sfântă, serioasă, față de Dumnezeu. Adică împlinesc porunca aceasta. Pentru că altfel nu poate ca să fie. Mm-hmm. Deci porunca... această poruncă deci condamnă acea atitudine lipsită de reverență, de sfințenie, lipsită de respect și cinste față de Dumnezeu și față de obiectele de cult care sunt prezente într-un lăcaș de cult, față de lăcașul de cult și față de acei oameni care îi slujesc lui Dumnezeu și îi ajută pe oameni. Să trecem la porunca a patra. Porunca a patra sună așa. Adu-ți aminte de ziua sâmbetei, în traducerea veche a Bibliei Bisericii Ortodoxe, ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. De ce? Căci în 6 zile a făcut Dumnezeu cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Dumnezeu ziua de odihnă și a sfințit-o. Așa sună porunca aceasta. Și vreau să amintesc pentru cei care poate n-au auzit, prima dată aud lucrul acesta, că câțiva ani în urmă, Patriarhul Kiril din Moscova, a Bisericii Ortodoxe, a fost întrebat despre ziua de odihnă și l-a spus foarte clar în lumea întreagă la televizor. Dumnezeu a lăsat ziua de odihnă sfântă sâmbăta. Și când l-au întrebat, bine, dar ce duminica? Dânsul spune, duminica e zi de slujbă, dar zi de odihnă sâmbăta, zi de odihnă pentru creștini, este sâmbăta. Și în toate Bibliile, că Biblia e una în lume, fie la Biserica Catolică, fie la Biserica Ortodoxă, fie la alți creștini, stă scris, adu-ți aminte de ziua sâmbetei sau ziua 7-a ca să o sfințești. Ea este monumentul creațiunii. Dumnezeu a terminat lucrul în ziua a 7-a sau spre 7-a zi. Și a pus-o ca monument că El este creatorul cerului și a pământului. Și pentru aceasta și dată ziua ca noi să ne amintim de lucrul acesta. Dar bine, unii spun, dar ce contează în ce zi te odihnești? Poți să te odihnești vinerea ca musulmanii, sau sâmbăta ca evrei și adventiștii, sau duminica ca restul lumii creștinii. Ce contează în ce zi te odihnești? Dacă n-ar conta, Dumnezeu n-ar spune ce avem de făcut. Contează ce stă scris în articolele legii Moldovei. Nimeni nu discută.
De ce ai spus așa sau spus altfel? Deci s-a elaborat o lege. S-au dat niște puncte, articole pe care cetățenii nu trebuie să le discute, dar trebuie să le împlinească. Același lucru este și cu legea lui Dumnezeu. Dacă n-ar conta, Dumnezeu îți spune, alegeți o zi sau alegeți timp când vrei și te închini mie. Și ar fi fost suficient. Da. Dar din cauza că contează mai mult ca atâta, n-avem acum poate chiar mult timp ca noi să discutăm, dar alte popoare care nu slujau Dumnezeului adevărat aveau zile de odihnă în vechime, în Vechiul Testament, și majoritatea se închinau soarelui. Așa. Dar asta era ziua întâia. Și astăzi, iată, în limba engleză, Sunday, ziua soarelui. Da, da. În germană, Sonntag, Zon, soare, tag, ziua. Deci s-a păstrat ziua soarelui. Asta era duminica, ziua pusă de dușman, ziua pusă de satana. Și aici este o problemă la care creștinii ar trebui să se gândească destul de serios. De ce ziua pusă de satana alături de când Dumnezeu a dat ziua de odihnă? Așa. Și apoi satana a dat-o ca să rătăcească oamenii. De ce acum eu aș prefera să aleg ziua pusă de satana și nu ziua pusă de Dumnezeu? Cred că diferența e destul de mare pe cine noi ascultăm. Radio Vocea Speranței. În această ocazie ne-am propus să facem o prezentare generală a celor legi și norme divine care reglementează relația omului cu Divinul și relația noastră interumană. Și acum haideți să trecem deja la cea de-a doua tablă de piatră, da? Care ne spune cum să ne purtăm unii cu alții. Și ea începe cu porunca care vizează pe părinții noștri, să-i cinstim pe tatăl și pe mama pentru ca să ni se lungească zilele în țară pe care ne-o dă Dumnezeu. Ce vrea să spună această poruncă? Copiii sunt datori să asculte, să stimeze, la bătrâneță să ajute pe părinți, pentru că de la ei au primit viața. Asta e cerința poruncii a cincea. Porunca așa se spune să nu ucizi. Da, apropo de ați spus la bătrânețe să-i ajute, și chiar acum m-am amintit de o persoană cunoscută, bătrână deja în vârstă, care avea grijă de alți bătrâni, pentru că copiii lor au plecat în Rusia și au uitat de ei și ei trăiesc în Moldova, ea fiind, el fiind orb, ea fiind, având grad de invaliditate, și de ei îngrijea alți bătrâni. De ce? Uitați-vă, e o tragedie ce se întâmplă în țara noastră. Copiii pleacă peste hotare și îi lasă pe bătrâni fără grijă, fără niciun suport. Este o problemă, după cât eu știu, aproape în lumea întreagă, în afară poate de unele popoare. Pentru că e mult mai simplu să-l duci pe tata și pe mama bătrân la casa de bătrâni, la casa de pensioneri, da, și să-ți iei grija. Dar cred că dacă copiii aceștia vom mai trăi și ori ajunge ei la casa de bătrâni, au să înțeleagă ce lucru rău fac. Tata și mama ne-au crescut. Putem noi, măcar puțin, să răspundem la grija lor, la iubirea lor și să-i îngrijim să aibă o viață liniștită cât mai trăiesc pe acest pământ. Asta e cerința lui Dumnezeu prin porunca a cincea. Porunca a șasea ne spune să nu ucizi. Domnul este izvorul vieții. Așa. Niciunul din noi n-avem dreptul să luăm viața cuiva și a noastră personală. Așa este păcat. Noi n-am dat viața, n-avem dreptul ca să o luăm. Deci porunca aceasta protejează viața noastră. Și foarte important. Și mai putem ucide și cu cuvântul și cu... Și cu cuvântul și cu modul de viață, când noi ne scurtăm viața cu invidia. Dar Iisus spune că cine se mâne pe fratele său, este ucigaș, așa, pentru că mânia poate să-l ducă la aceea, sau da, este da, încălcare spirituală acestei porunci. Să nu ucizi pe semenul tău, dar și nici pe tine să nu te ucizi, pentru că noi atunci când, de exemplu, fumăm, consumăm alcool, droguri și așa mai departe, practic ne ucidem sănătatea și trupul. Și această poruncă ne vizează și pe noi personal. Desigur. Să nu prea curvești, spune porunca a șaptea. Relațiile sexuale sunt relații sfinte, pentru că Dumnezeu le-a dat lui Adam și Eva când nu erau păcătoși încă. Numai ele sunt pentru cadrul familiei, între soț și
soție. Celelalte, n-aș vrea cum mai mult să spun, la câte rele au dus și duc pe oameni călcarea acestei porunci. Deci porunca a șaptea apără familia noastră, ca să fim fericiți și să avem zile multe aici pe pământ. Ce le spuneți unui cuplu care ambii parteneri au convenit? Nu, te duci și tu puțin, mă duc și eu puțin și venim acasă împreună. Și ce le-ați spune? În timpul nostru se fac foarte multe reguli care sunt împotriva poruncii lui Dumnezeu. Dar de vreme sau mai târziu, oamenii aceștia sau devin destrăbalați, că nu mai au niciun principiu oricare, sau să ajungă la divorț. Pentru că mult timp așa o atitudine nu poate să păstreze relațiile normale înalte ale familiei. Se spune că sexualitatea și relațiile intime sunt ca o bombă atomică. Dacă nu o controlezi, dacă nu o ții în niște limite, cum este cadrul familiei, atunci ea va exploda. Dar dacă se pierde controlul, atunci ea duce daune nemaipomenite. Dumnezeu știe ce e bine și știe ce e rău, nu în zadar a făcut această interdicție. Iarăși urmează o altă poruncă foarte actuală pentru Republica Moldova, că aici ne tot luptăm cu corupția și cu hoții și cu miliardul furat, să nu furi. Deci da, problema între cei e că oamenii furau de la colhoz, colhozul de mult nu mai este, dar oamenii continuă să fure. Ne-am obișnuit să furăm atunci. Ce înseamnă a fura? Să iei aceea ce ție nu-ți aparține. Nu depinde de une și cum. Deci porunca aceasta apără averea noastră, moștenirea noastră sau lucruri materiale pe care noi le avem. Dar unii se justifică și spun, ai, statul mă fură, statul este hoț, eu de ce să nu fur și eu? Sau toată lumea fură, eu ce? Trebuie să fiu o cioară albă printre cele negre? Păi, noi nu trebuie să întrebăm ce spun și fac alții. Noi trebuie să ridicăm ochii în sus și să întrebăm, Doamne, ce trebuie eu să fac? Și Domnul îmi spune. Mai mult ca atâta, fură mulți. Da. Și începând la oamenii mari și cei mici. Dar și în legea statului este articol, lege care pedepsește pentru furt. Dar atunci când nu ai ce mânca, spuneți-ne, vă rog, ești îndreptățit să furi? Cred că mai bine ar fi să te duci să bați la ușa cuiva să spui, dă-mi o să bucată frumos, de pâine, da. Decât să furi. Pentru că vor fi oameni plini de milă care au să-ți deie. Dar după cât eu știu, chiar copiii adolescenți care erau abandonați și din cauza foamei au rupt niște da, locuri acolo și au luat ceva de mâncat, au fost condamnați. Deci nici statul nu iartă. Deci eu repet că mai bine de apelat la mila cuiva, se vor găsi oameni plini de milă să-ți dea o bucată de pâine, decât să o furi. Să trecem la următoarea poruncă, care este a noua, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Adică să nu bârfești, să nu spui minciuni. Bârfa poate fi și un adevăr, dar îl ponegrează, îl înjosește. Porunca cere ca noi să nu spunem minciuni, să nu stimonosim, să nu facem de altă culoare lucrul pe care vreau să-l prezint și să nu răspândesc bârfa care îl înjosește pe aproapele meu. Deci, această poruncă apără autoritatea sau numele bun al aproapelui meu. Și să trecem la ultima poruncă care am citit eu, se spune că porunca 10-a demonstrează că cele 10 porunci sunt de origine divină, sunt de la Dumnezeu și nu de la oameni, pentru că ea vizează o chestiune care nu se vede. Așa. Să nu poftești. Să nu poftești, da. Nici casa aproapelui, nici nevasta, nici robul, nici roaba, nici boul, nici măgarul, nici un lucru care este. Cu alte cuvinte, să nu invidiezi. Da. Nici pofta, nici invidia nu se văd. Dar ele pot pe noi să ne macine, să ne consume. Și când omul începe să nu mai doarmă liniștit, că vecinul are mai mult ca el, de acum este o problemă destul de serioasă. Și apostolul spune că pofta îi rădăcină la toate lucrurile. De aceea, prin porunca a 10-a, cu un topor spiritual, Dumnezeu vrea să taie rădăcina răutăților ca să nu facem alte
răutăți. Ce m-a uimit pe mine, în India populația este împărțită în caste și ei nu, de exemplu, casta inferioară nu este geloasă pe casta superioară. Săracii nu invidiază pe bogați, cum la noi se întâmplă. De ce? Pentru că ei, dacă se nasc în această castă, ei zic, ei cred așa, că uite, așa mi este dat mie, eu trebuie să mă mulțumesc cu statutul meu și nici de cum nu trebuie să pretind să pășesc în altă castă. Așa mi-a fost dat mie pe pământ. Și uitați-vă, hinduismul nu este o religie creștină, dar mi se pare mult mai moral, iată ce fac ei acolo, decât noi, că ne invidiem unul pe altul. Și cred că au o viață mai liniștită. Mai liniștită, da. Mai mulți ani în urmă, țin minte că a fost un film cu mai multe serii, și bogații plâng. Și bogații plâng, da. Nu înseamnă că bogăția aduce mare fericire. Da, noi trebuie să avem cele necesare. Dar bogăția mare, asta nu e întotdeauna fericire și nu-i strict necesar ca noi să avem. Spuneți-ne, vă rog, foarte mulți zic că Iisus a anulat cele 10 porunci și ne-a dat o poruncă nouă, o poruncă a iubirii. Da, cu asta se scuză foarte mulți să nu împlinească cele 10 porunci, că Iisus a schimbat aceste 10 porunci. Iată, vreau să citesc la Luca 10. Începând cu 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El, adică cărturarul, a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. La Matei este alt caz, că se spune că Iisus a spus aceste porunci. Dar în cazul de față, Iisus întreabă pe cărturar: Cum stă scris? Și el a spus: Stă scris să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima și pe aproapele. Unde? De unde cărturarul citea? Și atât prima, la Deuteronom 6:5, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima. Al doilea la Leviticul 19:18. Așa că porunca iubirii n-a fost dată de Domnul Iisus când a fost pe pământ întrupat. A fost dat de El, dar încă atunci în vechime. Pentru că dacă oamenii plineau legea, dar nu aveau ca stimul, ca îndemn iubirea, o așa împlinire Dumnezeu nu o accepta. Iisus a spus ceva nou și în porunca iubirii. Ne-a dat o poruncă nouă, ce? Pe care o știm la Ioan 15:12. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Oamenii citeau despre iubire, n-au văzut un exemplu dumnezeiesc cum să iubești. Și când Domnul Iisus a fost pe pământ, El a fost întruchiparea iubirii adevărate. Ne-a dat un exemplu, iată așa trebuie să iubești. Asta a fost nou. Da, până la Iisus funcționa doar legea talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână. Și Iisus a schimbat. Asta i-a fost ceva nou. Ar trebui să împlinim toate poruncele? Iată, aș vrea să fac așa o mică analiză. Din 10 porunci, chiar acei care strig în gura mare că noi suntem sub har, dar nu sub lege, și asta este o expresie care trebuie clar înțeleasă, ca fi sub lege înseamnă să fii sub asuprire legii, sub condamnare legii, dar nu ești lipsit de a împlini legea sau să asculți de lege. Da, da. Toți creștinii împlinesc 8 porunci. Prima, a treia și de la 5 până la 10. Catolicii ortodoxi au problemă și cu porunca a doua, cu imaginele, cu icoanele. Ceilalți creștini n-au problema aceasta. Cea mai mare problemă e porunca a patra, porunca sabatului. De aceea, e suficient ca noi să împlinim 8 sau 9 porunci? La Iacov 2:10, Dumnezeu spune așa: Cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Ce înseamnă aceasta? Eu nu pot veni la Domnul și spune: Doamne, eu 90%, 9 porunci, le împlinesc. Așa. Domnul îmi spune: Tu nimica nu împlinești. Că în matematica lui Dumnezeu, 10 minus 1 înseamnă 0. În ce constă problema? Dacă eu ceva nu împlinesc, cine mă îndeamnă să nu ascult? Eva și Adam
n-au călcat toate poruncile lui Dumnezeu în grădina Edenului. O poruncă au călcat. Da. Dumnezeu spune, nu mânca, diavolul a spus, mănâncă. Da. Și Eva a ascultat. Celelalte le-a împlinit. Și asta a fost suficient ca să iasă din grădina Raiului, să se piardă, să fie păcătoși și sortiți la moarte. Iată așa ceva și astăzi. Dacă eu ceva nu fac din ceea ce Dumnezeu spune, înseamnă că cineva mă îndeamnă. Dar acest cineva poate să fie numai dușmanul. Mai mult că atâta. Hai să punem o întrebare. Pot eu cu capul meu mic, limitat, să corectez adevărul lui Dumnezeu? Eu cred că este o îngânfare și o asumare mai mult decât avem noi dreptul. Și în cazul de față, noi venim în fața Domnului și să spunem cum a spus odată micul Samuel. Vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Mai mult ca atâta, noi citim la Evrei 8:10, unde Domnul spune, de acum în Noul Testament, iată legământul pe care vreau să-l fac cu casa mea, cu casa lui Israel, nu sunt evreii. Israel înseamnă cei biruitori. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Și numai după aceasta, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Adică dacă noi avem în minte, în gând, în dorință, principiile legii scrise, noi vom trăi după aceste principii. Numai atunci Dumnezeu ne recunoaște ca popor al Său. Deci să ne gândim serios la lucrul acesta. Și uitați-vă la Apocalipsa 14:12. Despre ultima biserică spune așa. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Dacă au credința lui Iisus, înseamnă că sunt creștini. Așa. Și din cauza credinței vor avea probleme, trebuie să aibă răbdarea sfinților și ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu. Și ce este minunat că avem o făgăduință foarte minunată din partea lui Dumnezeu pentru cei care vor împlini legea. Deuteronom 12:28. Păzește și ascultă ca să fii fericit tu și copiii tăi. Cât de frumos! Și la 11, cu 13 până la 15. Dacă vei asculta de poruncile mele, din toată inima și din tot sufletul, Domnul va da țării voastre ploaie la vreme. Nu ne gândim noi de ce nu plouă astăzi, oare? Da, ne gândim. Dar Domnul spune, dacă vei asculta de porunci, atunci țara va primi ploaie la vreme. Îți vei strânge grâul, mustul și unde lemnul. Dumnezeu va da iarbă în câmp pentru vite. Veți mânca și vă veți sătura. Iată care este promisiunea lui Dumnezeu. Deci poziția mea este și credința mea este că dacă Domnul cere, El nu cere mai mult decât noi trebuie să facem. Și hai să luăm așa un exemplu. Dacă tata și mama cere ceva de la copii, asta pentru binele lor sau pentru răul lor? Și dacă copiii aleg, ceva ascultă, ceva n-ascultă, asta ei pierd. Dar noi stăm mult mai sus, pentru că părinții câteodată pot să dea unele porunci sau legi care nu sunt așa de desăvârșite. Da. Domnul nu pune pe umerii noștri un sac care este imposibil ca noi să-l purtăm. Și dacă El cere și ne spune că vom fi fericiți, vom avea ploaie, vom fi săturați noi și vitile, de ce să ne ascultăm și să fim părtași la aceste făgăduinți minunate a lui Dumnezeu? Da, interesant, ca și în familie, stimați prieteni, soția așteaptă de la soț o dragoste necondiționată, o dragoste deplină, o consacrare deplină. În familie nu se acceptă jumătăți de măsură, nu se acceptă dragoste parțială. La fel și Dumnezeu așteaptă de la om, într-adevăr, o dragoste totală. Și nu poți avea mai mulți Dumnezei, mai mult decât atât așteaptă ascultare. Și vă mulțumim încă o dată, Grigore Vasilici, că ne-ați reamintit încă o dată de ce avem nevoie ca să fim fericiți aici pe pământ și să avem și ploaie și pâine și de toate. De aceea, numai prin mila și prin harul lui Dumnezeu putem să le primim toate acestea, dar Dumnezeu așteaptă de la noi ascultare.
Radio Vocea Speranței.